Eu țin cuvântul doamnei Natalie Ferate, doctora Sfântării, la Academia Bisericii Economice, cu comunicarea la tema ale bibliotecii universitare, dezvoltare culturii inițiative. Anul trecut, tot în această perioadă când marcam săptămâna internațională accesului deschis, noi, la recomandarea Consorțiului Internațional Eiffel, am analizat recomandarea UNESCO privind știința deschisă și am încercat să identificăm care ar fi rolul bibliotecii în promovarea unor direcții care a fost punctate în acest document important, care a fost mai târziu aprobat atunci. Doar am analizat proiectul acestui document și, bineînțeles, că am decis ca în strategiile noastre de viitor, în planurile de acțiuni, noi să introducem acest obiectiv general din care au ieșit și obiective specifice, anume implicarea bibliotecii în promovarea științei deschise în universitățile în care funcționează aceste biblioteci. Când vorbim despre educarea utilizatorului și dezvoltarea competențelor de regăsirea, utilizarea, integrarea informațiilor, bibliotecile au o experiență foarte bogată. Pentru că cultura informației deja este instituționalizată, noi știm foarte bine că acest serviciu este deja formulat și în legea cu privire la biblioteci și în toate documentele noastre regulamentare, normative, chiar și ultimul regulament cadru cu privire la prestarea serviciilor de bibliotecă, care are și o anexă întreagă de servicii, un nomenclator de servicii, cultura informației este integrată. Adică orice tip de bibliotecă realizează acest serviciu pentru utilizatorii săi. Atunci când, adică având această experiență, bineînțeles că noi mai ușor am conceput activitatea de instruire a cercetătorilor în instituțiile noastre, dar ar trebui totuși să colaborăm cu departamentele de știință, pentru că noi înțelegeam că cultura științei deschise, asta nu doar abilitățile, cunoștințele cercetătorilor noștri în utilizarea, regăsirea și integrarea informațiilor, dar și ceva mai mult ce ține de universitate academică, de imaginea autorului, de promovarea rezultatelor, de clasamentele care există și factorul de impact, măsurarea științei, deci multe aspecte care țin de activitatea științifică unui cercetător în cadrul instituției academice. Bibliotecile sunt pregătite de această activitate pentru că în ultimii 20 de ani a dezvoltat tehnologii informaționale, au creat sisteme de căutare, acele cataloge electronice care acum sunt în accesul public, deci acesta reprezintă așa un sistem de căutare foarte eficient, dar care oricum deci, trebuie să fie orientat utilizatorul nostru în metodele de regăsire acestei informații. Adică, oricum, noi încercăm să instruim utilizatorii noștri în utilizarea acestor produse pe care le-am dezvoltat noi. Aici mă refer și la repozitorii instituționale și la acele baze de date științifice, internaționale, pe care noi le abonăm în cadrul bibliotecilor noastre, pentru că fiecare sistem, da, persoanele folosesc limbaj viu natural atunci când lansează o căutare, dar este important să rafineze aceste rezultate ale căutării, să încerce diferite metode și strategii de căutare eficientă în aceste sisteme. Tot mai mult în literatura de specialitate, noi mai întâlnim, în afară de cultura informației, întâlnim această sintagmă alfabetizare digitală și bibliotecile din Republica Moldova, chiar și cele publice, s-au implicat foarte mult în dezvoltarea alfabetizării digitale a populației, dar diferiți autori diferit tratează această abilitate în digitală, deci aici am prezentat așa câteva definiții, dar noi înțelegem totuși că alfabetizarea digitală este un set de cunoștințe, abilități și competențe în activitatea informațională unei persoane care este mediată de tehnologiile digitale. Bineînțeles că conceptul cultura științei deschise și conceptele cultura informației și cultura digitală sunt foarte apropiate, sunt complementare și se intersectează. Dar, așa, bazându-ne pe unele publicații pe care, mai ales pe monografia doamnei Țurcan,
comunicare științifică în condițiile accesului deschis și publicația Institutului Dezvoltare Societății Informaționale cu privire la știința deschisă în Republica Moldova. Așa am analizat conceptele cu referire la știința deschisă și am încercat așa să definez cultura științei deschise ca o abilitate persoanei care este capabilă să înțeleagă modul în care se efectuează și se organizează cercetarea științifică bazată pe cooperare și noi căi de difuzare a cunoștințelor, utilizând tehnologiile digitale și instrumente noi de colaborare pe baza normelor de integritate științifică. Deci, încă o dată subliniez că această participare a bibliotecii la dezvoltarea culturii științei deschise, deci se referă nu doar la cunoștințele, abilitățile unei persoane de a regăsi informația, dar și alte aspecte ce țin de activitatea științifică. În acest context am încercat să văd care este totuși opiniile unor experți cu referire la alfabetizarea științifică și am identificat aceste patru așa să zicem, componente care le-am discutat și cu departamentul nostru de știință și atunci când noi mergem la departamente și să discutăm unele aspecte ale rezultatelor activității științifice, bineînțeles că cei de la departamentul științe pornesc de la aceste componente. Asta, în primul rând, cunoașterea faptelor științifice de bază, înțelegerea metodelor științifice de bază, recunoașterea semnificației sociale a rezultatelor științei și lipsa de părtinire în evaluarea rezultatelor științifice. Deci, pentru noi a fost foarte important să delimităm aceste aspecte în activitatea de informare și și instruirea cercetătorilor noștri. Și ieri și astăzi s-a vorbit foarte mult că știința deschisă creează un nou sistem de relații și schimbă modalitatea de realizare a cercetărilor și de organizare a științei. Eu n-am să mă opresc acum în care sunt componentele științei deschise și unde se regăsește biblioteca în aceste componente, dar este clar că ceea ce ține de accesul deschis, de datele deschise, de sursele deschise, deja bibliotecile au experiențe care le pot împărtăși comunității științifice din Republica Moldova. Iarăși, subliniind rolul documentelor de politici la nivel internațional, dar iarăși n-am să mă opresc pentru că ieri s-a vorbit foarte mult cu referire la aceste documente, dar totuși la recomandarea UNESCO, eu am evidențiat direcțiile care au fost pentru noi foarte importante, formulate în acest document și care stau la baza viitoarelor activități a bibliotecilor universitare. Asta, în primul rând, popularizarea științei și în a doilea rând, asta este totuși implicarea bibliotecilor în constituirea unei culturi științei deschise. Dacă ne referim la activitățile bibliotecilor concrete, vreau să, așa, să comunic că totuși nevoie de instruire în cultura științei deschise, ea a fost identificată prin realizarea unor cercetări. De fapt, mai multe biblioteci acum realizează aceste cercetări, deci vreau să menționez o cercetare care a fost realizată câteva focus grupuri cu doctoranzii de la Biblioteca Științifică ASIE, de la Academiei Studii Economice. Acest focus grupuri a fost realizat în cadrul unui proiect internațional la care a participat biblioteca noastră. Dar pentru noi atunci a fost important să ne orientăm spre acest segment al cercetătorilor, tineri cercetători și să încercăm să identificăm aceste zone neclare sau să identificăm aceste nevoi informaționale ale doctoranzilor noștri și de fapt să vedem cât de bine ei conștientizează rolul științei deschise și accesului deschis și dacă înțeleg care este beneficiile științei deschise și accesului deschis. Și atunci noi am observat, am identificat foarte multe probleme, subiecte care erau necunoscute acestei categorii de utilizatori. Și din momentul acela, în colaborare cu școala doctorală, noi am promovat câteva acțiuni de instruire. N-am putut să instituționalizăm această instruire, adică să o introducem în planul
de învățământ, dar totuși în cadrul disciplinii metodologia cercetării, noi avem câte 6 ore în fiecare an și lucrăm cu doctoranzii. Asta foarte mult a apropiat doctoranzii de bibliotecă și acum, dacă în primele cercetări ale noastre doctoranzii spuneau că vin la bibliotecă doar pentru a rezolva problemele legate de elaborarea referatului științific sau a elabora un articol, acum deseori doctoranzii cu adevărat s-au apropiat foarte mult. Noi avem chiar și persoane care sunt responsabile de un doctorant concret, că e acum sunt foarte puțini, și deci rezolvă orice problemă care întâmpină în căutarea informației. Avem relații cu bibliotecile din țară, cu bibliotecile din România, din alte țări, și când este nevoie de un anumit document, de obținerea unor informații, deci noi rezolvăm foarte ușor. Ei, și bineînțeles că noi ne implicăm și la faza asta de cercetarea primară a surselor bibliografice, chiar extragem din toate bazele de date informația la tema cercetării și creăm aceste liste bibliografice la tema cercetării, care de fapt este, cred că așa, un suport foarte important pentru realizarea cercetării doctorantului. Și am avut încă o cercetare care tot am realizat-o în perioada carantinii, în 21, atunci când utilizatorii noștri s-au îndepărtat foarte mult de bibliotecă și atunci noi încercam să căutăm soluții, totuși, cum să fim utili utilizatorilor noștri, și iarăși ne-am concentrat asupra acestui segment, pentru că îl considerăm important și astea sunt cercetări în devenire și este bine să așa, să contribuim și noi la formarea unei clase noi de cercetători. Și aici am încercat să găsim totuși care ar fi aceste servicii sau aceste facilități pe care noi le putem să oferim doctorantului nostru. Și iarăși prin această cercetare am încercat să vedem care sunt problemele, care sunt subiectele pe care nu le cunoaște doctorantul nostru. Și aici a apărut aceste subiecte cum sunt DOI, vizibilitatea, evaluarea științei, revistele prădătoare, nici nu știau că așa ceva există. Vreau să vă zic că doctorantul chiar din primul an deja încearcă să participe la diferite conferințe și trebuie să raporteze activitatea atunci când se face atestare sau promovarea în următorul an, și bineînțeles că ei găsesc aceste soluții să publice cât mai repede și există acum așa o conferință care a apărut și în lista ANACEC prădătoare, dar este o conferință din Ucraina care tematica este destul de așa generală, dar se referă la problemele și învățământului, educației, cercetării, și foarte multă lume s-a publicat. Eu, acum nu vorbesc numai doar de doctoranți, dar acum când se pregătesc dosarele pentru să zicem pentru concurs, da, și aceste dosare sunt înaintate la Senat sau mai departe se duc la ANACEC, noi totuși biblioteca ne implicăm la prima etapă de verificarea listelor și vreau să vă zic că practic n-a existat listă în care să nu existe o conferință sau o revistă prădătoare. Dar lumea nu le cunoaște, nu fiecare intră pe site-ul ANACEC să vadă că lista aceasta este actualizată, dar știți că domnul Cucereanu a vorbit ieri că aceste ediții prădătoare pseudoștiințifice, ele de fiecare dată se reînnoiesc, adică își schimbă titlurile și tot, dar arată foarte solid, pentru că au și DOI oferă și SSN și toate celelalte. Dar biblioteca aici ar putea să fie un partener indispensabil în rezolvarea acestor probleme, pentru că nu toată lumea cunoaște care sunt aceste ediții. Și bineînțeles că a mai apărut acum și încă o problemă de utilizare instrumentelor bibliometrice. Este foarte greu să realizezi un studiu bibliometric atunci când țara nu asigură acces la bazele de date internaționale, cum este Web of Science sau Scopus. Da, avem noi niște posibilități, asta, dar oricum există și dificultăți, dar aici vin în ajutor partenerii noștri din România, și atunci când ANACEC cu tot solicită diferiți indicatori de la
departamentele noastre de știință, departamentul de știință deci se adresează la bibliotecă și noi așa apelăm la colegii noștri de peste hotare ca să oferim aceste, cred că nu este bine, ar trebui de făcut aici ceva sau de schimbat aceste indicatori, dar uneori este foarte complicat să rezolvă. Acum încă și deja s-a început să solicite și indexul Hirsch pe instituție și tot a trebuit biblioteca să rezolvă această problemă. Ne-am consultat, ne-am gândit și am găsit această soluție prin softul Publish or Perish, dar despre care cei de la Departamentul Știință și autorii nici nu cunosc acest, dar deci noi putem identifica acest indicator. Dacă ne referim la experiența bibliotecilor universitare din Republica Moldova, vreau să subliniez că fiecare bibliotecă universitară se implică foarte mult în această colaborare, pentru că și devine un partener așa, de calitate și anume, și cred că un segment important în infrastructura științifică a instituției. Ceea ce am analizat eu din publicațiile, din comunicările la diverse foruri profesionale sau de pe site-urile bibliotecilor universitare, deci am observat că sunt revăzute programele, temele și metodele de această instruire a cercetătorilor. Și a apărut foarte multe cursuri, mai ales în perioada pandemică. A apărut cursuri și tutoriale online, servicii online, s-a extins și s-au diversificat serviciile oferite cercetătorilor noștri. Am observat pe site-urile bibliotecilor, deja există aceste tutoriale online, cum să-ți creezi conturi, Orchid, și toate celelalte, adică Google, da, Bablon, toate celelalte, da. ResearchGate, pentru că și aici am înțeles că la noi, la Academiei Studii Economice, cercetătorii noștri s-au adresat să le ajutăm să creeze aceste conturi la ResearchGate, pentru că într-o evaluare la un concurs de proiecte de cercetare s-a luat în vedere și indicatorul care îl oferă acest ResearchGate, dacă care este un indicator foarte complex și se referă nu numai la numărul de publicații sau, sau indexul de citări, dar și la relațiile de colaborare care deci cât de mult această persoană interacționează cu alte persoane, dacă face aprecieri, este follower și tot așa, adică sunt mai multe aspecte. Deci aici noi am încercat să ajutăm cercetătorii noștri. Așa, am făcut mai multe abatere. Aici am creat așa o listă de tematici care se regăsesc în activitățile noastre de instruire. Bineînțeles că aici am inclus și temele care noi realizăm împreună cu Departamentul de Știință. Noi, în săptămâna Accesul Deschis din acest an, am încercat să mergem la câteva departamente, dar împreună cu cei de la știință. Deci cei de la știință au luat aspectele de cum să scrie un text științific, care sunt cerințele din partea unor editori. Acum a apărut problema stilurilor de citare, tot nu sunt prea cunoscuți cercetătorilor noștri și ei așa intră în panică când aud că acest articol trebuie să referință să le faci utilizând stilul APA sau stilul Harvard. Sunt, bineînțeles că bibliotecarii aici se descurcă foarte bine, ei cunosc toate stilurile de citări. Tot depinde de editorul care înaintează aceste cerințe față de plus acum deci de la noi în Moldova se folosește standarde de referințe ISO 690, acum este o nouă versiune care încă n-a ajuns peste tot instituțiile noastre, dar este important că există acest grup de profesioniști, bibliotecari, care pot să ajute cercetătorul să rezolve aceste probleme cu stiluri de citare și tot, pentru că odată însușind această informație și tot, până ajungi la următorul articol, bineînțeles că iarăși apar aceste probleme când ești în stare de disonanță cognitivă, dacă corect folosești acest element de descriere bibliografică. Că de ce totuși se folosește anul de ediție imediat după autor sau de ce autorul trebuie să fie, numele de familie trebuie să fie scris cu majuscule și așa mai departe. Toate aceste aspecte noi, dar chiar cu referire la
revistele instituționale și la colegiile de la conferințe, deja toată această activitate este luată sub controlul bibliotecii și noi redactăm practic fiecare referință care apare. Adică este o muncă enormă, bineînțeles că s-au multiplicat aceste activități ale bibliotecii, dar noi vrem încă o dată să demonstrăm că suntem utili și acest loc distinct în infrastructura științifică a organizației care atât de mult a fost promovată de domnul Igor Cojocaru la fiecare for și național și internațional. Cred că noi și faptul că s-a făcut aceste raportări cu privire la infrastructura științifică a instituțiilor și acolo s-a regăsit în anul trecut și bibliotecile universitare. Eu cred că este un succes foarte mare, dar care îi datorăm aceste pledorii care s-au făcut de partenerii noștri de fiecare zi. Aici am, cu roșu am subliniat și tema această nouă care acum este solicitată de, pentru că noi când mergem la departamente totuși facem așa un sondaj ad hoc ce subiecte vor să, pentru că a fost ședințe în care doar am creat conturile autorilor, profilurile autorilor. În alte cazuri am discutat despre cerințele care înaintează editorii noștri locali. Sunt ședințe care sunt consacrate bazelor de date internaționale. Aici apare acum o temă importantă și eu cred că asta tot îi va promova înțelegerea asta a științei deschise și a să înțeleagă mai bine cercetătorii noștri care sunt beneficiile totuși științei deschise. Asta sunt datele cercetării, importanțelor, structura comunicării științifice, pentru că eu cred că acum noi putem să ne mândrim și avem rezultate foarte bune în componenta științei deschise, care se referă la acces deschis informației și aici bibliotecile s-au implicat foarte mult în realizarea celor două strategii distincte, strategia verde și strategia de aur, dar totuși când vorbim despre datele științifice, ele încă nu sunt, adică publicarea lor sau informația despre aceste date încă nu este atât de bine conștientizată de comunitatea noastră științifică, dar ceea ce noi încercăm bibliotecarii la întâlnire cu cercetători să le spunem că la prima etapă noi putem crea doar metadate despre datele dumneavoastră și asta tot este important. Dacă ați realizat un sondaj, dacă aveți un rezultat de laborator sau ați avut alte date pe care le-ați colectat în timpul cercetării dumneavoastră, încă n-ați ajuns să le publicați, încă n-ați realizat teza, dar noi putem deja să anunțăm comunitatea științifică că aceste date există și să vorbim despre aceste date în limbajul metadatelor. Și eu cred că și lumea începe să înțeleagă acest lucru și eu cred că deja la anul, în săptămâna accesului deschis, noi să putem raporta aceste rezultate. Sper eu că putem să le atingem împreună. Nu vreau să mă opresc foarte mult, că am zis că să vorbesc scurt, dar despre avantajele instruirii online, pentru că am fost nevoiți să realizăm acest lucru și bineînțeles că asta a fost și o presiune mare pe bibliotecari care a trebuit să învețe toate aceste moduri și sisteme în care noi putem să interacționăm cu cercetătorii noștri. Dar ceea ce pentru mine a fost personal important, că noi în strategiile noastre de dezvoltare a bibliotecilor universitare foarte mult a pus accent pe individualizare, pe această abordare individualizată sau personificată și care nu puteam nici cum să obținem. Oricum, toate activitățile la noi se desfășurau în grup. Acum, totuși, în perioada pandemică, noi am observat că toate activitățile noastre în grup s-au rezultat și cu apelări individuale din partea cercetătorilor noștri, pentru că au văzut că în cadrul unei instruiri de o oră sau de două ore nu poți rezolva tare multe probleme și noi am reușit totuși prin utilizarea aplicației AnyDesk foarte rapid să rezolvăm multe probleme ale cercetătorilor noștri, chiar când ei realizau o lucrare științifică, un articol științific și vroiau să le redactăm referințele, se conectau și noi cu fiecare lucram în parte. Deci posibilitatea o consider foarte importantă în această perioadă, că noi am constituit acest traseu educațional bazat pe nevoi individuale.
Când vorbim despre contribuția noastră în știința deschisă și în componenta ei accesului deschis, putem evidenția trei componente. Asta, acces public online la catalogele și aici cu adevărat tot se face se realizează o muncă enormă. Da, avem multe probleme că utilizăm diferite softuri, bibliotecile, dar totuși parteneriatul care a fost realizat în cadrul proiectului despre care tot ieri s-a vorbit, proiectul MISIS, totuși a creat o platformă foarte importantă pentru, și anume că aceste date interacționează și căutarea unor informații poate fi realizată concomitent în toate resursele celor 7 biblioteci care sunt integrate în această platformă și pe noi tare mult ne ajută în rezolvarea unor probleme legate de tema cercetării a doctoranzilor. Deseori am obținut aceste informații cu mare ușurință. Și menținerea a doua este componentă, menținerea depozitelor instituționale, aici tot nu mă opresc foarte mult că s-a vorbit, și înregistrarea revistelor în acces deschis. Poate nu toate universitățile, bibliotecile universitare sunt implicate în această activitate, dar eu cred că 80% sunt partenerii editorilor noștri și încărcarea, crearea metadatelor în fiecare bază de date, aparte, zicem, dacă noi luăm 3 reviste ale noastre de la Academia Studii Economice, încărcarea, chiar dacă și o revistă este pe platforma deschisă, oricum fiecare articol este încărcat în aceste baze de date și sunt create metadate pentru fiecare articol și asta o fac bibliotecarii. Deci cum a apărut revista? Imediat, deci revista economică este înregistrată în 6 baze de date, deci în 6 baze de date se introduce fiecare articol din această revistă. Așa, bun. Ceea ce am găsit în publicațiile colegilor noștri de peste hotare este inițiativa bibliotecilor universitare Library Publishing. Și ideea principală este că bibliotecile universitare și editurile universităților acum fac parte din același ecosistem de informații științifice. Și eu cred că această apropiere s-a produs nu numai că noi am găsit o soluție de a dezvolta colecțiile noastre, pentru că până la urmă noi creăm acum o bibliotecă hibrid și în continuare totuși obiectul digital va fi primordial în colecțiile și resursele bibliotecii universitare și eu cred că nu pentru ca să obținem acest, să avem acces și să integrăm această sursă în fondurile bibliotecilor universitare, dar totuși din această bunăvoință a noastră, atitudinea noastră față de rezultatul care își propune universitatea. Deci, totuși, noi am încercat să ajutăm știința universitară ca să rezolve aceste probleme mult mai ușor. Nu mă opresc foarte mult la Sirici, că totuși am vorbit acum și de două ieși și de CEZU, dar am făcut așa o listă de servicii noi care acum apar în, care se regăsesc în activitate sau în oferta informațională a bibliotecilor universitare și care sunt foarte mult legate de acest segment al utilizatorului cercetător și fiecare acest serviciu contribuie la dezvoltarea culturii științei deschise a cercetătorilor noștri. Și asta, în primul rând, întreținerea depozitelor instituționale și vreau să remarc și încă o dată zic că asta e un rezultat foarte frumos al bibliotecilor, pentru că anume 10 depozite universitare pe platforma DSpace sunt menținute, dezvoltate, implementate, această tehnologie inovațională este implementată de biblioteci și se întreține de biblioteci. Și asta anume gestionarea unei arhive electronice deschise ne ajută și să rezolvăm și celelalte probleme, inclusiv și dacă ne adresăm la metadata ca să obținem DOI, oricum obiectul digital, în primul rând, se creează aici în repozitoriu instituțional, deci putem foarte ușor să rezolvăm celelalte probleme care sunt importante în, să zicem, prezentarea calitativă a rezultatului final științific. Asta înregistrarea revistelor științifice pe platformele accesului deschis, aici sigur că foarte mult ne-a ajutat și IDSI și doamna Țurcan, foarte mult a patronat această activitate pentru că a realizat și ghiduri, cum să înregistrăm o revistă și asta poate în unele instituții s-a rezolvat mult mai ușor cu propriile puteri ale departamentului
editorial sau de știință, dar la noi, la Academie de Studii Economice, această activitate a fost realizată în exclusivitate de bibliotecă. Sigur că foarte mult lucrăm acum și la corectitudinea prezentării referințelor bibliografice, mă repet puțin, dar oricum acum orice articol care apare, fie în culegerea conferinței sau în revistele noastre, în trei reviste, noi fiecare notiță bibliografică, fiecare listă, referințele, toate le verificăm, biblioteca le verifică. Și, bineînțeles, acum nu există niciun articol și aici tot, sigur că poate faptul că s-a făcut atâta pledorie de DSI și cei de la NACEC au năsprit sau înaintat cerințe noi față de acreditarea revistelor și fiecare articol care are CZU de OI și tot este important acum când pregătim dosarele pentru acreditarea revistelor. Și ne implicăm și, dacă suntem din sectorul, din domeniul economic, și la atribuirea GEL. Ceea ce mai fac bibliotecile în ajutorul cercetării științifice este și digitizarea arhivelor de publicații științifice, asta tot este important, pentru că dacă vrei să deschizi, ai deschis revista și ai pus-o în acces deschis, vrei să faci și retrospectiva și aici noi am digitizat practic toată colecția revistei economică care apare din 91 și toate tezele de doctorat după ce CNA, deci s-a restructurat și a apărut ANACEC, știți că toată arhiva de teze a fost repartizată pe biblioteci, ținând cont de specificul sau care consilii specializate sunt în aceste universități și noi am primit foarte multe teze de doctor în domeniul economic, care pur și simplu am considerat că este important să le digitizăm. Deci această colecție digitală există în bibliotecile noastre, și vor fi integrate în aceste sisteme de căutare a informațiilor și considerăm că tot va fi un impact al acestei activități, un impact vădit al acestei activități. Se implică biblioteca și redactarea rapoartelor științifice, pentru că știți că știința totdeauna raportează pe baza unor indicatori și cantitativi și este important câte publicații s-a făcut, ce gen de publicații și prezentarea corectă din punct de vedere a elementelor bibliografice, asta tot se implică biblioteca. Și Irina a vorbit despre Open Journal System, cât de important atunci când vrei să ai o publicație, să zicem, un serial sau o conferință, da, de calitate și care să interacționeze cu toate sistemele. Aici avem doar o experiență care a avut-o Viorica Lupu în Universitatea Agrară, o experiență foarte interesantă pe care ea a diseminat-o în eu vorbesc acum de implicarea bibliotecii. Deci extinderea listei de servicii și activități pe care le realizează biblioteca în contextul promovării științei deschise și accesul deschis la informație. Deci aceste noi roluri sunt, consider eu, și aceste abilități noi, cunoștințe ale bibliotecarii care acum se transferă în servirea utilizatorului, sigur că sunt datorate acestei mișcări, științei deschise și accesului deschis, noi recunoaștem acest fapt și probabil că acești ultimi ani de implementarea modelelor științei deschise și a fost așa o perioadă foarte importantă în dezvoltarea competenților bibliotecarilor din învățământ, bibliotecari din Academia. Și cred că am format și o clasă de bibliotecari bine pregătiți pentru rezolvarea acestor probleme, acestor obiective care sunt legate de sprijinirea procesului științific în Republica Moldova. Și poate așa ca niște concluzii, eu cred că, așa că nu prea mult am vorbit, totuși rolul bibliotecii în formarea culturii științei deschise este clar, este identificat și prin cercetările pe care noi le-am realizat.
și cred că a venit momentul totuși cumva să instituționalizăm această activitate de instruire a cercetătorilor, să găsim și alte modalități decât cele care deci implicarea în în această disciplină, metodologia cercetării, poate să găsim și alte modele, dar este această problemă este importantă și cred că chiar și indiscutabilă, că biblioteca poate să sprijine știința prin formarea acestei culturi științei deschise în cadrul instituției în care funcționează biblioteca. Cam atât, dacă aveți întrebări. Aș vrea să vă întreb cum considerați dumneavoastră cel puțin la nivel de studii doctorale, în primul an de studii, când este componenta asta, studii avansate de doctorat, ar fi nevoie să fie un curs introdus în planul de învățământ, obligatoriu pentru toți doctoranzii care să vizeze, iată, aceste aspecte, nu doar de căutare, dar și noile probleme care apar, iată, cu schimbarea sistemului de comunicare științei. Da, doamna Țucan, mi-ați răspuns la această... Da, da, eu aici n-am zis, dar în lista temelor care acum se discută, eu am inclus și acest aspect, da. Dumneavoastră, practic, și-ați răspuns la această întrebare. Ideal ar fi noi să avem acest curs. Mediul exterior se schimbă foarte mult și sub influența mediului se schimbă foarte multe și în cadrul instituției, să zicem. Și bineînțeles că cultura informației, el o posedă, el deja este literat în informație, pentru că noi totuși lucrăm și cu cei la ciclu 1 și la ciclu 2, introducem noi teme de fiecare dată, gradul dificultate crește de fiecare dată, dar atunci când el ajunge la doctorat, noi vedem că da, el are niște abilități de căutare a informației, descurcă foarte bine, că tot noi l-am pregătit. Dar e că apar aceste noi tendințe, noi cerințe în legătură cu evaluarea științei. Am înțeles acum de la directorul școlii de doctorale că totuși se recomandă ca să fie compartimentul bibliometric în teză. Deci să conțină câteva pagini, dar este foarte important și doctorantul nu știe cum să o facă. Noi ne-am gândit deci din ianuarie să încercăm așa să luăm o temă pilot, să realizăm acest studiu bibliometric, așa cum scrie cartea, și să-l prezentăm ca model, dar bineînțeles că și să facem instruiri cu cei care, nu cu anul întâi, bineînțeles, pentru că el are alte obiective la anul întâi, doi, dar atunci când ajunge în fază de realizarea tezei, sau totuși să-l ajutăm să realizeze acest... Nu zic că noi n-am încercat și în unele teze chiar ne-am implicat, dar oricum asta ar fi, este bine să fie o abilitate dezvoltată de bibliotecă, dar să o posede cercetătorul. Și bineînțeles că de fiecare dată tot așa să apară noi tendințe, noi cerințe care ar trebui să le cunoască doctorantul și cred că este bine să fie acest curs cel puțin de, eu nu știu, de acele 6 ore, dar vreau să vă spun că ele oricum nu sunt realizate oficial. Asta e așa o înțelegere din gentlemani. Directorul școlii doctorale sună la bibliotecă și spune, dar asta nu există, adică nu este un ordin sau cumva nu este instituționalizată această activitate în cadrul universităților noastre. Deci este pur și simplu bună colaborare, da, pentru un rezultat comun, calitativ. Da. S-ar putea găsi măcar un credit să fie oferit atât pentru... A fi și altă atitudine a doctorandului, pentru că el va fi evaluat, că dacă totuși aici scrie tot și dacă el este și un curicul, oricum va fi altă atitudine, pentru că acum noi, practic, și la masterat, acolo unde este metodologia cercetării, pentru că îi pregătesc pentru realizarea tezei de master, tot noi, bibliotecarii, facem 4 ore cu ei, adică prima lecție care se fac la această disciplină, o fac bibliotecarii. Așa... Noi. Așa obișnuință, da, avem noi. Da, vă mulțumim foarte mult. Eu am o întrebare, dar o remarcă. Am absolvit școala profesională la Sfânt și, într-adevăr, am mulțumită pentru activitatea bibliotecii și confirm ce a spus dumneavoastră că
că acest curs de biologie, care este de biologie cercetări, este foarte important. Este un lucru foarte important. Da, vă mulțumesc foarte mult. Noi am lansat și niște campanii așa de non-plagiat. Acum instituția a procurat și sistemul antiplagiat.ro, dar tot discutând cu cercetătorii noștri, noi spunem că nu putem pentru că e destul de scump și noi realizăm controlul doar articolelor în, pentru revistele științifice, dar și tezele de doctorat. Dar oricum, noi vrem să... există și această teamă și această opunere, dar noi le spunem că, de fapt, asta se contribuie la calitatea lucrării, pentru că noi oferim rezultatul acestui control și deodată văd care este procentajul și unde poate să intervină ca să schimbe situația. Adică, oricum, este un instrument, dar iarăși și-a regăsit acest instrument, locul în bibliotecă, pentru că altcineva nu vrea să ocupe cu... pentru că e mult de lucru și este cazul și de completat și niște formulare unde trebuie să fixezi toate rapoartele de similitudine și să explici oamenilor și există și un ghid de utilizare acestui sistem și el e foarte desfărat. Adică oricum asta tot e povara bibliotecarilor acum. Da, noi acum facem cu anul întâi. În general, noi așa, la ciclu 1 facem anul întâi și anul 3, așa facem, pentru că el, înainte de elaborarea tezei de licență, noi realizăm 4 ore de cultura informației, cu masteranze, din păcate, numai în anul întâi, avem atunci în cadrul disciplinii metodologia cercetării și cu doctoranzii obligatorii primele lecții la metodologia cercetării. Noi, da, facem această întâlnire cu toți doctoranții în cadrul școlii doctorale. Ați menționat că ați semnat tezele de doctorat? Da, noi practic toate tezele, da, toată colecția. Doamne, considerați că deja o parte din teze sunt la cineva? Da, bineînțeles. Ați contactat, ați stat cu ei, le-ați preluat cumva? Nu, n-am discutat cu ei, pentru că tot ce ne-a nou ne-a oferit în formatul tradițional, dar din 2004, oricum, noi toate la consiliile știm, noi nu putem să le luăm cele care sunt la Consiliul Științific, la Universitatea Tehnică sau la Universitatea de Stat, adică care sunt acum. Și plus ele sunt în repozitoriu CNA. Până acum el este menținut acest... Deci noi am luat numai cele care sunt a noastre, consiliile noastre, pentru că asta e un fel de control instituțional. Și cele care deja au intrat în colecția bibliotecii noastre, în format, adică manuscrisele, în format tradițional, ca să nu le pierdem, să nu le, asta să le putem transmite. Bună practică dumneavoastră, că cele care îngășesc într-o rețetă. Recomandarea este următoare. Eu cunosc că Biblioteca Națională, care de fapt trebuie să ține acest fond, conlucrează cumva cu ANACEC, ei vor scaneze toate cele. Am înțeles. Nu-ți mai chinui toate bibliotecile, o scanat odată, slavă Domnului, Biblioteca Națională de Antres să ai scanere, n-a să mai preluat... Ei încă n-au început să scaneze, ei doar studiază cum să o fac. Dar oricum ei o să, da, o să ne cheme și pe noi în echipă și noi, dar vreau să vă zic că din ceea ce noi am primit atunci în colecția ce de manuscrise, noi bineînțeles că am verificat și dacă a existat formatul ăsta, noi i-am downloadat și am făcut, da, n-am scanat totul. Doar tezele care nu erau în format electronic și care nu erau în depozitul digital la ANACEC. Sunt doar ca imagini sau sunt recunoscute ca text? Sunt recunoscute și ca text. Noi am făcut-o după toate regulile, da, bineînțeles. Cu tot controlul și cu tot cu crearea pachetului după asta, da, tot s-a făcut, adică nu face oricine, adică sunt persoanele care sunt pregătite. Atunci când eram implicați și în formarea masteranților la disciplina managementul instituției infodocumentare, noi chiar și colaboram cu acest grup de masteranți și ei se implicau în... adică noi avem aici foști masteranți care au contribuit la digitizarea colecției revistei Economica. Vor fi utilizate pentru verificare la plagiat? Nu, asta e un alt aspect care e astăzi în asă. Deci tot ce ține de începând cu 21, vă asigur că controlul este, totul e ok și domnul
Cojocaru se referă când a avut problema revista economică, a fost suspendată o perioadă pentru că a fost detectat plagiat, dar vreau să vă zic că foarte multe reviste din Republica Moldova au avut aceste probleme, dar iarăși biblioteca ajută editorii noștri ca să nu mai aibă această problemă, gestionând un soft specializat care ajută să combatem acest viciu care există. Mai știu că nu a referit la nimic, cumva ați spus că e o politică. Da. Oricum, noi am înțeles aluzia, dar încercăm împreună să, da, să ajungem la rezultate calitative de care nu o să ne fie rușine și tehnologiile informaționale ne ajută să rezolvăm cât mai ușor aceste probleme.